Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom afla informații despre transformări ale apei. După cum știți, viața pe Pământ fără apă ar fi imposibilă, deoarece fiecare ființă are nevoie de apă. Oamenii au nevoie de apă ca să o bea, ca să se spele, dar și plantele au nevoie de apă pentru a crește și a se dezvolta. La fel și animalele nu pot trăi fără apă. Pământul, planeta pe care trăim, este cunoscută și sub numele de planeta albastră, deoarece o mare suprafață din planetă este acoperită de apă. Pe Pământ, apa o întâlnim în stare lichidă, în râuri, lacuri, mări și oceane. În stare solidă, în ghețari și zăpadă și în stare gazoasă, sub formă de vapori. Haideți să descoperim împreună prin ce transformări trece apa prin experimente simple. Dacă punem într-o tavă apă și o punem în congelator, vom observa după ceva timp că apa trece din stare lichidă în stare solidă și se transformă în gheață. Dă și tu un exemplu din natură când apa se transformă din stare lichidă în stare solidă. Dacă bucățile de gheață sunt lăsate la temperatura camerei, după cum observați, cele trei cuburi, acestea, după puțin timp, se micșorează, adică se topesc. Apa va trece din stare solidă în stare lichidă. Poți da și tu un exemplu din viața de zi cu zi, când ai văzut cum apa din stare solidă se topește și devine lichidă? Cu siguranță ai văzut-o pe mama călcând rufe. Ea pune apa în fierul de călcat sau în stația de călcat și după puțin timp apa se transformă în vapor. Astfel, hainele se vor călca mult mai ușor. În această situație, apa trece din stare lichidă în stare gazoasă. Tu știi vreun exemplu din viața de zi cu zi când apa trece din stare lichidă în stare gazoasă? Aceeași transformare a apei ați văzut-o și când mama sau bunica face mâncare și pune apa la fiert într-o oală. Apa, când fierbe, deasupra îi se pot observa vapori. Dacă peste oala care fierbe punem un capac și îl lăsăm puțin timp, când îl ridicăm, observăm cum vaporii de apă pe care îi observam anterior s-au transformat din nou în picături, adică apa s-a transformat din stare gazoasă în stare lichidă. Dă și tu un exemplu când apa se transformă din stare gazoasă în stare lichidă. Apa o găsim peste tot în natură și ea se află într-un permanent circuit, transformându-se dintr-o stare de agregare în alta. Copii, păstrați apa curată. Apa înseamnă viață. La revedere!